Pentru ceea ce interveniți. Flăcările s-au manifestat undeva în zona unui salon de la nivelul etajului 4. Incendiul a fost imediat lichidat, iar în momentul de față îndepărtăm elementele negative care au rămas în urma acestui incendiu. La susținerea noastră erau o parte dintre pacienți evacuați și auto-evacuați. De asemenea, și noi am evacuat o parte dintre aceștia. Din fericire, până la acest moment nu ne înregistrăm cu victime. Acest lucru este cel mai benefic. A fost activat planul roșu de intervenție, iar la fața locului au sosit toate forțele și mijloacele de la detașamentul de pompieri Suceava. Concomitent pe drum sunt și alte forțe de la celelalte subunități din județ, astfel încât să asigurăm o intervenție optimă.